testarea sistemului de camere 360 de grade a fost făcută pe acest traseu, în care jurnaliștii au avut posibilitatea să efectueze manevre de parcare cu fața, parcare cu spatele, toate informațiile fiind afișate pe monitoarele de la bord, legate de poziționarea vehiculului, spațiul pe care l-au stânga-dreapta, linii de control care să le arate cât mai iau până la următorul obstacol. În partea aceasta, autocarul pe care îl vedeți tocmai a efectuat o parcare cu spatele între jaloane și va merge apoi să schimbe șoferul. Modelul din depărtare acum dă cu spatele și urmează după aceea să se îndrepte către aceeași zonă de manevrare, parcare laterală cu spatele. Să vedem dacă atinge vreun con. Ah, nu se îndreaptă prea bine. Dar a reușit să evite. Ideea e că este un pic de reflexie de la soare în camere, dar cu toate acestea sunt și celelalte sisteme sonore care intervin dacă se apropie prea mult de obstacole, tocmai pentru a semnaliza lucrul acesta. Trebuie să dea cu spatele tocmai până în capăt, să facă toată bucla. Un vehicul este foarte ușor de manevrat, evident, și e foarte sensibil la comenzi. Direcția este foarte ușoară. Tocmai de asta se și poate manevra așa de ușor, fără zmucituri. Ah, se apropie acolo ușor. Da, hai că l-a redresat. Acum trebuie să dea cu spatele până iese din conuri și să parcheze la conurile din depărtare, care au și un mic stâlp galben pentru a fi mai ușor de văzut. Și la fel, acum când dă cu spatele, poate să vadă în monitoarele de la bord cât mai are până se apropie de limita din spate la distanță optimă. Și sistemul are de asemenea și asta se numește 360 de grade, pentru că pe lângă camerele care sunt poziționate față, spate și pe laterale, se poate vedea o privire de ansamblu asupra autocarului în orice moment. Iată, acum se duce pentru efectuarea manevrei de parcare cu spatele. Prima dată se duce în față pentru poziționarea printre piloni. Să vedem cum reușește. Aici bate un pic soarele, dar oricum pe camere se vede destul de bine, adică este un soare foarte puternic la Madrid și reflexia este totuși minimă. Ia să vedem.
s-a descurcat. Aoleu, păi stați un pic, a trecut peste conuri. Le-a luat pe cele din spate, nu s-a mai oprit. Ok, s-a uitat la ce a avut de făcut lateral, dar a doborât pilonele din spate. Asta este exercițiul acesta cu camera 360 de grade. Și vedeți că urmează să se apropie și cel de-al doilea autocar etajat pentru aceeași manevră.